Salutare, guys! Eu sunt Gabi și bine v-am găsit la un nou episod și astăzi facem partea a doua la un challenge și nu este un challenge pe care l-am mai făcut, dar zic partea a doua deoarece pe un clip mai de mult am folosit o roată, roata norocului se cheamă, și pe acea roată poți să pui diferite obiecte sau poze sau nume sau chiar și numere, așa că astăzi o să ne folosim puțin de ea și o să facem un challenge, băieți, adică o să pun acolo modulele de joc, adică solo sau dacă joc, de exemplu, dacă joc solo, dacă joc solo pe duo sau dacă joc solo pe squad, o să pun tot acolo pe roată și vedem câte kill-uri alege roata să facem. Da, ați auzit bine, o să pun, nu știu, o să încep de la 3 kill-uri până la 20 de kill-uri, ceva genul ăsta, și chiar sunt curios să vedem unde se oprește roata și cât alege roata, acolo trebuie să... Până acolo trebuie să facem și noi kill-uri, adică dacă roata alege, nu știu, 5 sau 10 sau 20, noi trebuie să facem acele kill-uri. Dacă nu facem, pierdem challenge-ul. Așa că hai pe roata, băieți, să vedem ce alege roata pentru noi astăzi. Bun, asta este roata, băieți, avem aici prima dată modurile de joc, dacă jucăm solo, duo sau squad, așa că hai să ne mai lungim și să vedem ce o să pice. Bun, hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Partea e nașpa dacă pică solo. Ok, și cred că a picat cam cel mai bine. Știți de ce? Din cauza că dacă pica solo și roata cu kill-urile o să ne dădea foarte multe kill-uri, la solo se omorau foarte rapid și n-apucam să fac acele kill-uri. Dar la duo sau squad e perfect. Deci o să jucăm solo versus duo astăzi. Acum hai să vedem și ce, cam câte kill-uri trebuie să facem, băieți, meci ăsta. Bun, și am revenit aici cu toate numerele pe roată. După cum vedeți, avem aici de la 3 kill-uri până la 20 de kill-uri și să sperăm că nu o să pice tocmai 20, deoarece nu cred că va ieși din primul match, pentru că, până la urmă, ca să găsești atâta playeri, îți trebuie noroc, adică trebuie să omori jumătate mapă și trebuie să ai noroc să găsești acei playeri, trebuie să ai noroc să te înconjoare, mai multe chestii, dar hai să vedem, băieți, let's go! Și se oprește... Hai te rog eu, nu 20, a trecut de 20, dar s-ar putea să ajungă înapoi la 20, 10 plus sau 15 plus, nu, ok, se oprește la 10 plus. 10 plus înseamnă că trebuie să facem un kill în plus, adică trebuie să facem minim 10 kill-uri, adică dacă avem 10 kill-uri e ok, dar 11, 12, ceva genul ăsta, în fine băieți, o să încerc să fac mai mult de 10 kill-uri ca să fie ok. Solo versus duo, 10 kill-uri avem targetul, băieți. Dacă vă place ideea asta de challenge, putem să mai repetăm, deoarece am pus totul pe roată și putem să le mai punem o dată, nu e problemă. Bun, revenim cu meciul. Ok, guys, dăm aici duo, debifăm auto-meciul și dăm let's go, băieți, revenim din meci. Acum, sincer să fiu cu voi, se putea și mai rău. Putea să fie solo și la solo se omoară foarte rapid playerii ăștia și poate n-apucam să fac 10 kill-uri, dar la duo avem mai multe șanse. Bun, și pentru că ne da pe mapa asta mirobolantă, vom merge în zona albastră, deoarece cred că acolo se duc cei mai mulți playeri și vreau să fiu primul care ajung jos, așa că am sărit de la o distanță considerabilă, băieți. Bun, să sperăm că... Mamă, câți vin! Ok, bă, e bine să vină mulți, dar numai să nu fie prea aglomerat. Sper să apuc și o armă, că dacă nu e cam jale. Nu am clar, nu prea mobili. Bă, n-am paloma, bă. N-am paloma, genunțule. Mama, asta e nașpa. Asta e nașpa rău de tot fără paloma. Ok, văd doi care se duc în stânga, îi văd pe scanner și doi în dreapta. Bun, deci avem două echipe, băieți, e ok. E foarte, foarte ok. Ăia din dreapta. Ui, bă! Mamă, bine că a sărit primul. Bă, are două capuri ăla. Mă, de ce nu se pun capurile? Sunt două echipe în dreapta, bă, zic că e doar una. Mă, dar de ce nu? Trebuia să mă mor amândouă. O echipă trebuia să fie moartă din aer acum. Să mă poată, mă, uite-te și tu. În fine. Ori nu mai merge să stai cap din parașută, ori distanța prea mare, nu știu ce s-a întâmplat. Skies, bă, nici nu prea am ping-ul bun, văd că. Eu simt după cum lutez. În fine, hai să-i bătem pe ăștia din dreapta. Am nevoie de loot. Ha? Aba, nu mi s-a părut. Ia! Salut viața mea. Să-i dau finish ca să nu-i dea altul finish sau să-i dea riva. Ai vă! Puci mea totul. Ați jucat foarte bine amândoi, da, ați jucat extraordinar, dar mai sunt, bă. Mai e unul, am simțit că mai tras unul, nu numai ăla. Aha! Ești mecher, bă! Șmecher, mani, am tras prea devreme, tu-ți mă, micuța ta. Cu ce da bă ăla? Cu car, cred că avea. Da, sigur avea car ăla, că mi-a spart vesta.
Bă, ce dă carul ăsta cu atașament? Și dacă are și el un car, aș putea să iau double car, dar nu vreau să... să facem challenge-ul mult prea ușor, pentru că cu double car e ușor. Dacă pica 20 de kill-uri, poate luam, știi, ca să eu mor rapid. Da, așa avem 10, băieți, și nu e un target foarte mare. Așa că nu o să... ia. Momentul adevărului, băieți, avea da. Eram sigur, bă, double car avea. Am simțit glonțul ăla cum mi l-a dat. Dacă avea acasă sau MP sau ceva, dădea cel mai multe glonțe, dar am simțit doar un glonț și m-a lăsat în 20 HP. Mamă, trebuie să găsim atașamente, bă. În fine, bă, mi se mișcă puțin ciudat jocul și nu știu de ce, am ping ok. Mergem 47 în 50, dar problema e, nu știu, se mișcă puțin ciudat, puțin în lag, puțin blocat, așa, nu știu care e treaba. Dar sper să-și revină. Ia. Uite, bă, alt car, mamă, fără lip. Mamă, câte caruri sunt în zona albastră. Am găsit vreo 3 până acum, sau, nu, 4. Cu tocul la care l-am aruncat eu. Ia uite, 5 caruri cu atașamente și nu, păi dacă vine, dacă șași la turneu, bă, și vii zona albastră, să mă bat oa, dacă nu e tot squad, bă, double car, ești nebun? Ce mai win? Direct. Ar trebui ăștia la turneu să scoată zona albastră. Sau nu să-i s-o scoată, da. Playerii care câștigă bătaia din zona albastră la turnee, ăia câștigă și meci, bine. Au șanse mai mari de câștig. Uite, e în patra, bă. Hai că luăm în patra meciul ăsta, băieți. Tot avem cu 3 chipuri. Deși parcă schema cu XM8 parcă e mora mai rapid, dar lasă, bă, 25 de playeri, am 3 kill-uri, bă, trebuie să mă grăbesc puțin. Ia uite-l pe la double headshot, bă, ce jucați pe așa violent, violenților. Bun, am găsit și încărcător de ăsta care încarcă rapid. E ok până acum. E ok, numai că trebuie să găsesc playeri. E nașpa că mă pasă, nici nu o cunosc la perfecție, știți? Adică o cunosc cât de cât, că am jucat destul de multe meciuri. Doar că nu prea... nu cunosc așa fiecare detaliu, vă dați seama. Și e nașpa dacă vreau să caut playeri. Dar până la urmă o să mă duc eu când e mai în finală, dacă e, mă duc pe la tonomaturi, până la tonomaturi, cumpăr chipuri de alea. Nu chipuri, pardon. De-aia, mă, care vezi playerii, cum e celălalt, drone, așa, drone. Și eu, cum am bani mulți rău de tot, cumpăr 2-3 drone și umplu mapa de drone. Ca să văd playerii. Bun, hai că m-am ales și cu o cască și vestă, perfect. Bă, dar 20 de playeri, mă? Sper că aș mai dea și revive. 19, uite. Mamă. Ce mișto e locația asta, băi, preferata mea. E mișto de tot, băieți, abia aștept să se resteze sezonul. Mamă, ce lagă. Bun. Cumpărăm glue-uri. Așa și așa, gata. Cât despre drone, băieți, mai găsim de bonus până la sfârșit de meci. Apropo de sezon, că am zis ceva de sezon. Ia. Mamă, dacă nu trăgeam, băieți, filozof rămâneam, nu? Ia vreau, cu aici, șmecher! Trebuia să trag mai dinainte, bă, că îi dădeam cap. Ia uite-l! Da, i-am dat foarte mare cap, i-am dat one tap direct, da? Da, am lag! Ui, bă, ce am lagul ăsta? Gabi și lagul e des prieteni, băieți, bă! Intrează la mine când mai fac live pe YouTube, nu știu când o să mai fac live-uri pe YouTube. Bă, fraților, dacă joc pe telefonul ăsta pe... Și, bă, e telefon, putem zice că e un telefon destul de bun, adică e un Redmi Note 9 și, bă, e ok, pentru că nu e foarte vechi, știți ce zic? Adică nu are nici măcar jumătate de ani de când l-am luat. Are vreo 4 luni maxim, 3-4 luni, ceva genul ăsta. Dar, bă, fraților, am și ping-ul bun, vedeți, bă, e meciul, nu merge 50-40 ceva, e ok netul. Când fac live-uri... Bă, am un lag, bă, am lag mare rău de tot, câteodată, nu mereu, dar câteodată am lag. Da, bă, fraților, îmi intră niște capuri cu lag, n-ați văzut în viața voastră? Nici fără lag nu dau capul la ei, nebun? Dau capul, deci mi se mișcă așa, vai de capul lui jocul și că trag cu shotgun mare direct în cap. Păi, dar uite player pe pod. Dar nu trag. Avem 5 kill-uri, 14 playeri mai sunt, ok. Uite cum se duc ei, nu vreau să trag acum, că vreau să le apă una așa trât, să-i dau 2-3 capuri. A, bine că ai plecat în dreapta. Bă, dar nu vă îndepărtați, dacă știam trăgeam din prima.
Mamă, s-a dus numai la casă acum. Ia uite-i. Tu, vă, mă, micuța voastră, opriți-vă, bă. Trebuia să-i opresc pe pod, bă, trebuia să trag atunci când i-am văzut prima dată că se opreau pe pod și mă băteam aici cu ei. Așa, acum trebuie să mă duc după ei tu la casă și se bagă la etaj ăștia. Trebuie, mă, micuța lor. Trageți, bă, dacă sunteți șmecheri. Sunteți ștechermani, șmechermani. Nu trage niciuna. Oriți la... Hai! N-ați văzut... Băi, la milimetru, bă, cum a pus gluma la urâtul. Băi, câtă viață are la 70... Uite, mă, că mi-a furat kilul. Mă, cât noroc au ăștia, vere, câte gloanțe să le mai dau. Așa, bă, la, da, i-am spart vestea la toți. Nu te cred! Bă, dă-te, mă, puii mei, că nu mai mă joc. Bun. Am luat un duo, ăla mi-a furat un kill. Bine, eu vreau să-i fur kill-ul și când să-i fur kill-ul a pus la glu. După aia când să-l pun în ochi pe ăla care mi-a furat mie kill-ul... Bă, what? A, bă, nu-i player. Când să-l pun în ochi pe ăla care mi-a furat kill-ul a pus glu instant. A, oleo! Dar măcar ne-am făcut două kill-uri, avem 7. Avem și o echipă pe dreapta, dar... Cine știe unde... Mamă, ce laga... Bă, nu, vreau măcar ăsta de cască. Da, bă, ăsta. Așa. Glory, băieți, avem. Trebuie să ne grăbim să facem kill-uri. În rest că... Glory e ok. Mi-ajung 11. Dă-le mama lor. Mai găsim noi pe parcurs. Da, ăștia cred că au plecat de pe aici. Ori a fi fost ăia care i-am bătut eu. Gen, a fi făcut roata așa. Da, nu știu ce să zic, în fine. Dacă nu a fi fost ei, oricum o să dau eu de ei. Hashtag 1 face kill-uri cu mașina. Ăla headshot-ul cu cara. Bravo, mă, băieți. Hacker, bă, numiți, hackeri. Înseamnă că fi fost vreunul care a scăpat din zona albastră și a fi luat double card, cine știe. Dacă despre sezonul viitor, băieți, că n-am mai apucat să vă mai zic. Vreau să mă pun să joc la puncte din nou. Știu că am zis sezonul trecut că nu o să mai joc așa mult. Am zis că o să mai joc, dar nu așa mult. În schimb, am făcut rost, să zic așa, de niște zile libere, adică n-am nimic de făcut. Și cred că pot să mă pun push, adică nu știu cam câte puncte aș putea să pușez. Nu știu cam cât timp aș avea exact, dar oricum primele două săptămâni aș cam avea timp și aș vrea să fac top 1, doar că știu că durează mai mult, deoarece problema nu sunt hackerii. Hackerii, da, într-adevăr, ia win după win, ia mereu plus maxim. Dar nu e asta o problemă, problema e aia care joacă 3 pe cont, știți? Bine că mai sunt și playeri care joacă și cu hack și cu 3 pe cont, asta e partea a doua. Dar problema este aia care joacă 3 pe cont, jurune că, bă, pot să mă joc, dar nu pot să mă joc very non-stop. Adică, hai, nu dorm două zile, două nunți, dar o mamă e, dar nu stau să... Știți ce zic? Așa că o să fac un program care dorm minim 6 ore sau 7, depinde, iar restul pușez. Și chestia asta ar merge dacă pot să joc două săptămâni, să joc după programul ăsta, cred că aș putea să fac top 1, să fie primul meu sezon de top 1. Bă, aici sunt playeri. Dar nu știu ce să vă zic, băieți, nu vreau să vă dau vreun spoiler sau ceva. Iurea, sezonul se restează pe 18 din câte știu eu. Mai e puțin oricum. Nu am niciun squad momentan. Așa că e mai nașpa. Bă, tu ce, mă, bă, după ce că eu te ajut, bă, bă, nesim. Uite, mă, că vrea să mă și omoare. Bă, păi eu te ajut să scap de playeri și tu tragi tot în mine, mă. Păi tot în mine, mamă, că nu mai, nici nu mai am treabă cu ăștia dintr-un, să vezi ce-i fac ăsta. Bă, lăsați-mă, bă, în pace. Păi eu te salvez pe tine, mamă, păi dacă eram eu în locul ăla, mamă. Ce bucuros eram, nici nu trăgeam. Mă, voi lăsați-mă, mă, în pace. Mănâncă medurile, băieți, nu mai medurile. Bă, mai sunt 6 playeri mai sunt, jurule. Mă, mie, finish, mi-l fură. N-am mai trage în mine. Tony. Turci, bă. Așa oricum trebuie să plece din turn. A scăpat, dar erau 2, parcă, nu? Da, unul e în turn, cred că. Unul fuge. A, salut, bă, gheața mea, salut! Nu mai vin în zonă, îmi pare rău, ai venit, dacă e ceva. Și ăsta... Mortul că trage mine. Mă, lasă-mă, mă, că am și lag. Mă, micuța ta de lag. N-a murit, mă, eliminat, n-a murit.
Păi și Skyler, bă, urâtule. Na, tu-ți mămicuță, mamă, zona. Mai am două meduri. Bă, am făcut 10 kill-uri, trebuie să mai fac un kill. Bă, hai că mai am de unde, oricum. Mai sunt 3 playeri, băieți, mai am eu de unde să fac un kill. Bine, e 10, dar e 10 plus, gen, și trebuie să fac, na, să fie peste 10 kill-uri, gen. Așa că trebuie să mai fac un kill, mai sunt 3 playeri, chiar dacă eu moară unul pe amândoi, rămân cu un kill, gen. XM8. Iar XM8, nu trebuie XM8. Jucăm cu M4-a, băieți. Băi, e bun M4-a asta. De level 3. Numai că când vezi cât damage de la corp, dă câteodată, când vezi câte 38 că dă pe hit și are retofaia asta așa mare, băi, și nu mai fine să ridici de ținte, ești nebun? La cât damage dă. Îi rupe M4-a asta. Am și skin-ul genul cu de retofai și de la chip-urile alea mănâncă și vestă și tot. Mănâncă și gloanțe foarte multe, dar se merită. Bun, uite, pe ăștia se bat. L-au omorât pe unul. Ok, pe cred că sunt solo pe duo. Ia vezi, mă, headshot cu M14-le. Aoleu, 1 pe 1. Nu sta joystick, că te ia mama la proces verbal. Uite, mă, e rog tu pe gluri. Stai viața mea, nu trage, că nu trage. Mi-a dat cabă. Bun, GG. Am făcut 11 kill-uri, bă, eu zic că e ok. Adică am făcut cam exact cât cerea am făcut. Era și primul meci, băieți, mi-am luat și daily plus 4-6, e ok, e genial, băieți. La cât de mult mai mă joc eu sezonul ăsta la rank, e ok, e ok oricum. Bun, bă, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să acordați mare like, un share și un subscribe. Eu am fost Gabi și până la viitoare, v-am pa, ne vedeți. Ceau, bă!